Mâine sunt programate meciurile din cea de-a patra etapă a Rugby Europe Championship 2020. Dacă în urmă cu două săptămâni tricolorii reușeau să obțină prima victorie stagională, scor 24-7 cu Spania, de această dată stejarii încearcă, la Krasnodar, să obțină un nou succes în fața ultimei clasate, Rusia, formație prezentă la ultima ediție de Cupă Mondială. Pentru confruntarea dintre Rusia și România, în vederea selecționerului englez de 56 de ani, Andy Robinson, intră și patru dintre componenții campioanei României: pilierul Constantin Pristăviță, talonerul Ovidiu Cojocaru, jucătorul din linia a doua Florian Roșu, respectiv închizătorul Cristi Marian Chirică. Meciul de la Krasnodar va începe la ora 13, fiind transmis în direct de TVR1. În celelalte partide ale grupei, Portugalia va primi vizita liderului Lazi Georgia, în timp ce la Bruxelles, într-un meci de mijlocul clasamentului, Belgia va primi replica Spaniei. După trei etape scurse din Rugby Europe Championship, Georgia se menține lider cu 14 puncte, în timp ce tricolorii ocupă penultima poziție, cu 4 puncte. În primele două meciuri, ambele jucate în deplasare, România a pierdut cu Georgia scor 13-41, respectiv cu Portugalia 11-22, câștigând duelul de la Botoșani 24-7 cu Spania.